Am revenit la știri. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor are câteva sfaturi pentru Liviu Dragnea, proaspăt încarcerat la penitenciarul Rahova. Într-un comunicat atipic, presărat cu ironii și sarcasm, Federația îi urează bun venit acasă lui Dragnea și îl avertizează că celulele sunt mici și aglomerate, tixite de violatori criminali și tâlhari. După ce s-au luptat vreme îndelungată cu sistemul și au criticat constant guvernarea PSD și recursul compensatoriu regizat de Tudorel Toader, sindicaliștii din penitenciare simt că s-a făcut dreptate odată cu încarcerarea lui Liviu Dragnea. Aceștia au transmis un mesaj extrem de dur fostului lider PSD după prima noapte petrecută de Dragnea în arest. Într-un comunicat de presă intitulat "Bine ai venit acasă, Liviu", Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor face referire la condițiile pe care liderul PSD le poate găsi în penitenciar. Mai jos, câteva învățături utile pentru carantină și pentru cei câțiva ani de după: iartă mașina aia mioritică în care te-au adus la noua ta casă, dar alta n-am avut. Bugetul mic, sistemul penitenciar subfinanțat și subminat. Știma tale, camera o găsești așa cum ai lăsat-o când ai redus de vreo 3 ori banii de investiții pentru penitenciare în timp ce plângeai și te smiorcăiai la televizor de mila miilor de infractori condamnați pe nedrept pentru crime, tâlhării, violuri, hoții și alte blestemății. O să-i cunoști mai bine și o să plângeți împreună, se arată în comunicatul FSANP. Critici constanței guvernării PSD, ai recursului compensatoriu și ai modului în care puterea a neglijat condițiile din închisori, sindicaliștii din penitenciare nu l-au iertat pe liderul PSD. Dacă reușea Tudorel să libereze toți deținuții, acum făceai pușcărie singur. Toată Rahova era practic a ta. N-ați reușit și a fost doar o întâmplare că sluga s-a dovedit nevrednică. Ai grijă însă nu mai invita pe nimeni la baie, Liviu. În pușcărie nu e ca la parlament, iar ziariștii nu ți-ar face nimic din ce s-ar putea gândi noii tăi colegi, sper. Mai ales că, apropo, în pofida recursului compensatoriu care a eliberat mii de infractori, au mai rămas vreo 2500 de violatori în pușcării, se mai arată în comunicat. Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, a explicat că forma atipică, încărcată de ironie a comunicatului, a fost gândită așa pentru a le reaminti celor de la putere că încă există justiție în România. Fostul președinte